Maria stă de vorbă cu Antonio după capricii și povestea că sora ei, dacă își dorește ceva, primește de la soț orice își dorește, îi cumpără acesta cu ultimii bani din buzunar acel lucru care ea îl vrea și Antonio îi spunea că și el ar face același lucru, ar cumpăra cu ultimii banii tot ce își dorește Maria, dacă ar face o fericită, dacă ar vedea că se bucură, acest lucru i-ar încălzi sufletul și inima, îi spune Antonio. Și Maria a zis că, mamă, ce mă păcălești, încerci să mă vrăjești. Iar Antonio i-a spus că nu e adevărat, că el nu ține la bani, că dacă ar fi ținut și ar fi fost zgârcit, s-ar fi văzut, ar fi avut și el mai mulți bani strânsi. acum. Maria l-a pupat pe gât, încearcă să fie puțin mai dezinhibată. Îi spunea Antonio că la următorul partii o să-i dea și ei să bea un pahar de vin. Îi spunea, bei cu sprite, cu ceva, nu mai să bei și tu ceva și a explicat că nu poate să bea alcool, iar Antonio spunea nu că face bine și la sănătate, <laughs> cred că vrea să o facă să fie puțin mai relaxată și să gândește că un pahar de alcool i-ar prinde bine, însă Maria nu cedează și spune că ea nu bea alcool.